Într-un final, fratele meu a rămas fără puteri, dar se pare că bucalul magic încă este dispărut, așa că trebuie să-l trimit pe Schimidiul Toxină să găsească bucalul magic și să distrugă tot raiul. Mă întreb oare ce-o face domnul Motan acum? Băi, asta e așa, ăla-i Schimidiul Toxină, ia să mă duc să-l bat. Vai, ce caut el aici, ia. Schimidiule Toxină, sper că ești pregătit, pentru că urmează să-ți iei bătaia vieții tale. Pregătim aici puterea magică a bucalului magic și o să te distrug. Spuneți, Schimidiule Toxină, ce cauți aici? Stai, domnule Motan, am venit cu o propunere. Cu o propunere? Ce propunere ai tu pentru mine? Tu ești malefic. Ce vrei tu de la mine? Vreau să fim aliați pentru a-l distruge pe fratele lui de fapt bun, cel malefic. Opa, ia stai așa. Asta e cumva o capcană? Nu, domnule Motan, nu este o capcană, dar am nevoie de ajutorul tău. Vreau să scap de el și nu știu cum, te rog, te implor. Am nevoie de ajutorul tău. Știu că am fost din amici atâta timp, dar tu ești singurul pe care mă pot baza aici. Aceștia de lângă mine sunt inutili, n-au nicio putere. Pini, bă, Pini, dar ce mi iese mie dacă eu te ajut pe tine, a? Cu ce ies eu un avantaj? Poți să te duc direct la fratele lui de fapt bun, să-l bați acolo. Ascultă la mine, așa șansă nu o să mai ai vreodată. Bă, are dreptate, bă, că eu nu știu să ajung în iadul schibidiurilor. Bine, bă, Pini, ne aliem, dar dacă vreodată faci vreo mișcare greșită, te extermin de pe planeta asta, ai auzit? Crede-mă, domnule Motan, orice e mai bine decât să lucrezi cu fratele lui de fapt bun, crede-mă. M-au făcut experimente pe mine și pe toți schibirii și m-au transformat într-un monstru, dar am reușit să revin la normal într-un final. Doamne, vreau să-l distrug. Neapărat, te rog, vreau să mă răspund de el pentru ce mi-a făcut și promit, o să devenim prieteni după. Bine, bă, bine. Hai da. Du-mă în iadul toaletelor schibirii și mergem să-l distrugem pe fratele lui de fapt bun odată pentru totdeauna, să-l readucem pe de fapt bun la normal. Hai da! Auleu, bă, am ajuns aici, în iadul toaletelor Schibidii, unde mi-au zis Schibidiul Toxină. El a rămas acolo în rai, dar trebuie să găsesc schibidiurile și să le bat pe toate. Mamă, bă, dar ce urât e locul ăsta, mamă, n-aș vrea niciodată să ajung aici. Bă, ia uite, auleu, nu m-a văzut încă, sper să nu mă vadă. Au, ups, cred că am făcut o leacă de sunet, auleu. Auleu, bă, sunt trezit, nu, trebuie să-i bat, auleu, mă trimis. Bă. Credeți că mă puteți bate, da? Veniți încoace! Veniți! O să vă distrug pe fiecare în parte! Muhahaha! Încep cu tine! Ia de aici! Așa, următorul care? Opa, l-am văzut! Ia veni încoace! Ia schimbiriule! Ia de aici! Uite, următorul! Aia! Hai da să vă bat pe toți! Veniți cât de mulți puteți! N-o să mă puteți bate niciodată! Ha-ha-ha! Puterea pocalului magic e prea puternică! Ha-ha-ha-ha! Crezi că fugi, da? Crezi că fugi? Trei bun încoace! Bă! Da, stai așa, am uitat să-i întreb pe ăștia, bă, unde îl găsesc pe fratele lui de fapt bun. Trebuie să găsesc un schibidi repede aici ca să îi pun niște întrebări. Hopa, cred că am văzut. Ia veni încoace, treci aici încoace, treci la mine, am zis. Spune-mi unde e fratele lui de fapt bun, te rog. Ai. Nu vrei să vorbești, da? Bă, vin încoace cum m-ai enervat, treci. Așa, următorul, care? Bă, spuneți-mi unde e fratele lui de fapt bun, repede. Bă, dar săracul ăsta nu zice nica. Ia, bă, de aici, te-am salvat. Opa, stai că erau doi, opa, ai. M-ați păcălit pentru o secundă, da, lasă că v-am distrus. Bă, trebuie să găsesc o soluție să ajung la fratele lui de fapt bun. Dar cum fac, oare unde se ascunde acesta? Dacă aș fi un portal, unii m-aș ascunde. Opa, cred că am găsit portalul. Ia să intrăm în el, să vedem dacă ajungem la fratele lui de fapt bun să-l batem. Hai da! Bă, cred că da, am găsit portalul. Auleu, am ajuns, bă. Ia uite, mamă, ce puternic pare. Bă, dar ce mare e. Și ăsta-i. Auleu, bă, ăștia sunt amicii lui. Bă, dar mi-e frică. Dar nu trebuie să-mi fie frică, că o să-l bat și o să-l distrug aici odată pentru totdeauna.
Bine ai venit, domnule Mădan. Să înțeleg că bucalul magic este la tine, așa că vreau, dă-mi bucalul magic ca să pot distruge planeta. O să fiu cel mai puternic. Bă, nu știu cum să-ți explic, dar am o veste rea și una mai foarte rea pentru tine. Vestea rea e că bucalul magic nu mai există. Vestea mai rea e că ce era în bucalul magic, eu l-am băut. Ce? Ce ai zis? Ai băut din bucalul magic? Te voi distruge și te voi mânca! Haide, mergem să ne batem! Bine, bă, mergem, dar unii mergem? Te duc într-o locație care este cunoscută și de tine, pentru că acolo nu vei avea ce comenta despre lupta noastră! Bine, bă, hai da, mergem! Auleu, bă, dar știu locația asta? O, nu, ce-ai făcut? Demonule, ce-ai făcut? De ce ai adus pe prietenii mei să se bată cu mine? Spune-mi! Nu-ți face griji, domnule Mădan. Acestea sunt creațiile mele, dar să știi, au toate abilitățile prietenilor tăi și te vor distruge. Știu că probabil nu vrei să-i distrugi și de asta am ales să-i folosesc pe ei, pentru că așa voi putea să te distrug cât mai repede posibil. A da, n-ai nicio idee, o să vezi că o să-i distrug pe ăștia și o să mă duc acasă și o să reînviu și o să îl aduc înapoi pe The Fuck Boom să te închidă. Haideți să vedem, domnule Mădan, să înceapă lupta. Să înceapă lupta atunci. Îmi pare foarte rău de ce urmează să fac, dar trebuie, chiar dacă ați fost prietenii mei, dar voi nu sunteți prietenii mei, voi sunteți malefici, așa că vă voi distruge. Acum! Aoleu, stai așa, trebuie să mă ridic de jos și mă bat imediat. Am lăsat puțin garda jos, dar asta nu o să mai întâmple niciodată. Luați de aici! Bă, dar ce puternici sunt prietenii mei. Ia că știu ce armă folosesc, stai așa. Veniți în coace, am spus. Îmi pare rău, dar trebuie să folosesc arma asta pe voi. Ia de aici, și tu. Îmi pare rău că mă distrug, dar trebuie. Bă, săracu, bă, uite-o, mamă, bă, ce rău îmi pare că mi-am distrus prietenii. Dar acum trebuie să mă duc să-l găsesc pe fratele malefic al lui The Fuck Boom. Și cred că e aici, hai da după el. Stai aici că te-am prins, fratele demonic al lui The Fuck Boom. Nu încerca să fugi, că o să te bat. Cum de-ai reușit să-i distrugi? Erau prietenii tăi, de ce ai bătut pe prietenii tăi? Foarte simplu, când mi-ai spus că nu sunt prietenii mei, am înțeles că nu am de ce să-mi fac griji și acum o să te distrug! Ia de aici! Bă, l-am distrus deja, trebuie să mă duc în rai să văd dacă a apărut The Fuck Boom înapoi. Iahuu, mergem! Uită-l pe The Fuck Boom! Da, o revenit The Fuck Boom! Mi-a rupt picioarele, dar nu-i bai. Domnule The Fuck Boom, ce bine îmi pare să mă văd. L-am distrus pe fratele dumneavoastră, dar nu mi s-a părut așa de wow, pentru că i-am luat un pum și l-am distrus. Ha, 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 înseamnă că-s cel mai puternic. Stai, ce? Domnule Mădan, cum adică l-ai distrus instantaneu? Nu este posibil așa ceva. Te-a păcălit. Înseamnă că te-a urmărit. O, nu, domnule Mădan, ce-i în spatele tău? Ce-i în spatele meu? Mulțumesc, domnule Mădan, m-ai adus direct unde voiam. Acum, moștrii mei malefici, distrugeți-l pe The Fuck Boom. Domnule Mădan, ce ai făcut? Uite pe cine ai adus aici. Ce ne vom face? Stai calm. O să-i bat eu pe toți, o să vezi. Crezi că e posibil așa ceva? O, nu, încearcă, te rog, să-i distrugi. Imediat, hai da, fraților, spuneți în comentarii dacă reușim să-i batem pe toți monștrii ăștia maleficii din iadul schibidiurilor. Hai da, mergem la bătaie. Hai da, să-i batem. Bă, o fost distruși instantaneu, bă, auleu. Ia uite, mi-a rămas unul, cred că... Wahoo! Mamă, ce l-am distrus! Mamă! Bă, The Fuck Boom, dar e distrus tu instantaneu, bă! Și de ce pocnești în continuu din degete? Doamne ferească! Bă, vreau să-ți mulțumesc că m-ai ajutat până acum și că am reușit să-i batem pe toți, dar te rog eu frumos să mai bate din degete, gata! Iartă-mă, domnule Mădan, sunt foarte fericit că am reușit să-l distrugem pe fratele meu și să salvăm raiul cameramanilor, așa că... Îți voi îndeplini dorința și te voi trimite înapoi pe pământ. Auleu, acum mă duc. Hai da, trimite-mă pe pământ. 1, 2.
Și... Mă duc înapoi pe pământ, fraților! Haida! Bă, am ajuns la mine acasă, bă! Sunt în viață, sunt în viață! Mamă, bă, dar nu s-a schimbat deloc locul ăsta, tare frumos e. Bă, abia aștept să ajung în casă, să mă duc, să-mi fac o băiță, așa ca mă... Ce căutați aici la mine în casă? Ce, cine sunteți voi și ce căutați aici? O, nu! Surioară, cheamă poliția! Se pare că un intrus a intrat în casa noastră! Un intrus în casa voastră? Ce casa voastră? Asta e casa mea! Domnule, cred că ați greșit adresa. Noi am cumpărat casa asta acum 10 ani. Ce ai zis? Da, după ce fostul proprietar a murit, noi am cumpărat casa de la o doamnă care avea un televizor în loc de cap. Stai, ce? O trecut 10 ani de când a murit? Făleu, ține-mă, doamne, că mor. Nu se poate, Aoleu. Ce ne facem noi cu acest motan la noi în casă? Aoleu, bă, am lipsit 10 ani!